Alo, am pornit iară într-o nouă călătorie. De data asta există asfalt pe aici. Nu-i mai prunt. Și să mergem tot înainte, mă duc până în Pașcani. Uite, era mănuși pe acolo. E un pic mai răcoare. Dar la pedalat te încălzești. Deja m-am încălzit destul de tare. Și am ajuns în Poieni. Ia că până la urmă se asfaltă pe aicilea. Ia uite aici efecte speciale, bă. Hai de capul meu. Bă, parcă aici era, nu era asfaltat. Ia uite, dulăi, mă așteaptă. Du-te, bă. Ia nu, aici nu era asfaltat. Și așa au rămas. Și am ajuns în Liteni, ia uite trenul, ciu-ciu! Aici a rămas la fel. Și parcă aici s-a mai făcut câte ceva. Parcă era mai mare gropi pe aici. Bă, da. Și ca aici trebuie să fac stânga. Nu, mi-a fost niciodată pe drumul ăsta. Facem stânga. Eu aveam și o vale faină. După aia de urcat la greu. Bă, am avut o leacă de urcat, dar după aia nu mă vale. Și ajung iar la un drum. Bă, dar ce cu drumul ăsta? Se pare că n-are asfalt. Sau are o parte. Ah, are o parte. E mai rău asfalt aici. Da, cred că acum am îndrept spre Dolhasca. Am făcut așa un mic ocoliș. Bă, da. Aici chiar e naș pe asfalt. Iar aici a dispărut cu tot asfaltul. Bă, da, e apă. Stai să văd pe unde să mă duc. Bă, dacă ta apă turna pe aici. Măcar acum este gata asfalt. Bă, interesant pe cile, vede așa dealuri în partea aia, e fain acolo. Este așa și un drum. Putem merge cu bicicleta și cobor la vale acolo. Asfaltul e bun? Oh, se pare că nu e mai bun, mai este aici o leacă mai distrus, dar o mare parte a fost bun. A, uite trenul, ciu-ciu. Da, eu cred că... Da, atunci am venit din partea asta și aici era niște mormane de prunt, ceva genul. Nu era asfaltat pe partea aia. S-a făcut aici baraj. Chiar e baraj, că văd că aici apa e oprită. Ia uite, aici poți vezi pescuiește deja. Oh, trebuie să treacă trenul, auzi-le. Momentan mai am așa, mai vale, mai un pic deal. Dar o să am o parte de pădure. Și acolo nu știu cum o să fie. Ori urc din nu mai pot, ori am să cobor de bucurie. Eu abia am ieșit din Liteni. Abia am făcut 29 de kilometri. O să am și pedala la greu. Orașul Dolhasca, gata. Abia acum am intrat. Eu ce fain să vedem partea aia. Liniște, abia trece vreo mașină. Și când mă gândesc prin Pașcani, o să am o grămadă. Am o parte și de europeană. Acolo să fie plin. Acum ai vedea dacă fac așa un mic tur de oraș. Sau urmez traseu. Depinde și la ce oră ajung acolo. Uite, acolo o fântână, ceva.
E o casă părăsită, cred. Oh, ce fain e asta. Destul de interesant pe aici. Da, n-am mai fost partea asta deloc. Ia, aici se lucrează. Da, ce fain se vede încolo. Băi, Leo. Ia uite câta groapă aici. Era mascurată aici dacă o iei pe asta. Nu trece trenul. Era o clădire părăsită. Ia. Poți să vede ceva, da? Bă, mai bine mă ducem pe acolo. Fac un mic ocoliș. Mă duc alea până la clădire. Ia uite, o am în față. Și-o pus automat pe hartă cum să o iau în partea aia. Ia uite aici. Trebuia să mă duc eu pe drumul ăla. Și cred că vedeam ăla cum mai bine dacă se poate intra. Pare îngrădită destul de bine. Interesant. E de mult acolo, văc. Și-a rămas așa. Da, și încolo este gara. Ia cereale. Da, e lungă, o, e lungă, nu glumă. Și acolo în față sunt scări, urci pentru a traversa. O, am prins și verde. Mănăstirea Proboda. Parcă m-aș duce, parcă nu. Depinde pe unii ei. Ah, ce am ratat o leacă. Erau papuci acolo, grămadă. Da, am ajuns în Giulia. Aici îi dăm cu urcatul de acum. Așa, aici casele vă căs construite în partea dreaptă, sunt destul de sus. Iar în partea stângă, destul de jos. În fel de deal. Îi dăm cu urcare destul de mare. O, da, e abruptă tare urcarea asta. Aud iară trenul. Așa. Aoleacă de răcoare, că nu mai... Am încălzit destul de tare. Case vechi nu prea se găsește pe aici. Însă așa mai... Ori se renovate... Ori destul de noi. Am o vale așa faină pe aici. În dreapta pădure. Bine, niște copaci, mai mult nu-i pădure. Oh, ce coborâre! Și iară urcare! Am ajuns în Probota! Mă întâmpenă deja cu o vale destul de mare. Fa, dacă urcam dealul ăsta, să vedem mai încolo cum o să fie. Asta s-a dus de-a mult, trebuie să o la stânga. S-a dus asfaltul meu. Da, hai să intrăm ăla pe aici. Ia uite, ești de bătut toaca. Yeah.
am lăsat bicicleta acolo. Păi, interesant, uite. O grămadă. Hei, și acolo. Ce-i pe aici? Uite și aici. Aici să iasă, vă, că dezvăr ce e aici. Bă, dar e mult de explorat pe aici. Uuuu! Ia să intrăm o leacă pe aici. Beznă! Ce s-au de aici? Eu sper că nu-i nimic. Cred că a fost odată ceva. Ia ce fain e pe aici. Ai o lei așa. Destul de interesant. Aici o bancă. Ia uite, ai panouri solare. Sunt multe. N-am mai urcat cu bicicleta aici, e destul de abrupt. Da, destul de fain, oricum, să mai merg mai încolo, are. Nu cred că așa are rost. Aici trebuie să fie casele unde dormi. Cel mai probabil. În schimb, aici e mai multă lumină. Sunt mai mari astea, dar la fel. Spre lumină. Uite aici un clopot. Și acolo. Habar n-am ce e. Scrie 2 kg sau nu știu ce scrie acolo. Ia. Da, am fost la mănăstire până la urmă, că era fix în drum. Și de acum, avem o vale deja. Dar s-a dus asfaltul. Și de acum, habar n-am ce ne mai iau. Trebuie să iau pe acolo. Și nenea, o închis drum. Înainte. Ho, avem o cărărușă de acum. Și un pod. Bă, zic, încape bicicleta. Mi-arată acolo că trebuie să împing bicicleta, nu? Chiar am crezut că e altceva. Nu știu dacă pe aici trebuia să împing. Aleu, am scări. Aleu. Băgăm. Hai, nenea. Cine, ce asistă, nu merge. Am obosit deja. Ce am aici în drum, fix în drum, este o vacă. Mă atacă. Hai, du-te leacă mai încolo, așa. Hai, du-te leacă mai încolo. Aș pe partea grea, că n-aș știu să schimb înainte. Avem asfalt deja.
Uite, e clădiri fain pe aici. Albastră. Da, de acum îi dau pe câmp. Da, chiar e fain. E posibil să merg prin partea dreaptă, prin pădurea aia, nu știu sigur. Ia uite, Cilea, ce peisaj fain. Cred că pe acolo la întoarcere o să merg. Da, așa că mă bucur momentan de acest peisaj. Ia uite, rapiță. Da, e plin aici pe rapiță oricum. Și cam mi se termină asfaltul de acum. Da, mă, aici e o umbră și am să mă opresc o leacă. O, ce răcoare! Miau! Da, mai am o leacă. O, avem asfalt. Da, și am ajuns în hatch. După o așa coborâre numai prin Petroaie, dar bine, mai mult nu coborâre, a fost aia că mă oprea. Am ajuns aici și avem asfalt full, ei, nici nu mă așteptam. Dar e destul de interesant și trebuie să fac o dreaptă acum, iată. Nu știu dacă să-i dau viteză sau nu, habar n-am cum e stadiul pe aici. Mai vine o mașină, nu mai vine și aici la stânga. Bă, e destul de interesant pe aici. O, ce curbă periculoasă. Ia uite o mașină aici și aici la stânga. Dar unii la stânga aici, eu când n-am niciun drum la stânga. Deci că trebuia să eu fiși pe undeva. O, este un drum ușor mic. Cu un cal în fața mea. Ceea ce am să fac, eu nu mă mai duc pe acolo. A, uite, ala e drum la stânga, aici atât era. A, nu știu dacă să mai mă duc pe acolo. Aia o mai spărea cal, că e fix, fix în cale. Da, o să schimb o leacă ruta. Oare aici era? Mă duc mai la vale să vedem. Da. Ia să dea. O, uite, gata, m-a redirecționat. Perfect, așa vreau, mă. Și acum la vale. Ah! Traca, 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 traca. Acum, să nu vii vreo mașină. Oh, urcare iară. Să ia. O, iar dăm de asfalt. Bă, e destul de interesant pe Cilea. Drum principal deja gata. Bă, am crezut că am mai mult. Bine, nu știu cât de principal e, dar... tot mai normal. Da, foarte fain. Dar am să pun iară camera înapoi. Că nu e de făcut așa ceva. Cel mai sigur e mai principal. Ia uite, aici. Scrie acolo, Pașca, 9 km. Dar e destul de popular drumul ăsta că duce spre Pașcani. Ia uite, fumă, scoate mașina aia acum, ce s-a întâmplat. Merg așa o parte de prin câmp, cumva. Dar am ieșit din hatch. Și următoarea destinație este Pașcaniu. M-a ajuns în Conțești. Care credeam că următoarea destinație va fi Pașcaniu, dar mai este un site. A, uite, aici o clădire în care mai mult părăsită decât... cred că se gândește să fac o sală, ceva. De evenimente, da? O, nu știu, cred că am un mic vânt în spate. Plus... cred că aici o leacă vale. Se pedalează foarte fain. Mă dau o grămadă de mașini pe aici. Așa, aici de acum sunt Valea Seacă.
Ia uite aici, stropitoare. Dar e mare. Am intrat în județul Iași. Trecut ăla pe lângă mine 1 milimetri. Și am ajuns în Pașcani. În sfârșit. Oricum, mai am așa până în centru, mai am ceva kilometri. Da, măcar am așa o vale și e destul de fain. S-a vedea prin păduri câta vale am sau câta de urcat am. Ia poliția stă la pânduare. Tăți, acum viteză mică. Ia uite cum trece pe lângă mine. Ia, Suceava, Târgu Neamț, Iași. Ne ducem mare spre Iași. Na, mai. Că nu mai ajung înapoi acasă azi. Dacă mă duc până în Iași. Și am ajuns în Pașcan, da, destul pe aici. Că nici nu știu pe între să o iau de acum. De la drumul principal mai știu ceva, dar de aici nu știu nica. Aici cumva înainte. Mergem așa printre blocuri. Ia să fac eu un mic tur prin Pașcani. Acum dacă mai știu exact traseu pentru întoarcere. Bă, dar e faină, n-am ce zice. Miroasă a mâncare. A patiserie mai exact. Ia și muzica raie. Ia să mă duc eu leac pe aici. Mă duc așa leac în centru. Și e deschisă biserica, dar n-am întrupeu să mă duc în ea. Mi-a lăs bicicleta acolo. Ia uite ce... Nici mai știu ce era asta, primărie sau nu mai știu ce. Îți place? Am venit din Suceava cu ea. Trenul sau? Nu, pe bicicletă. Da, de acum să facem o dreaptă și gata cu... Pașcaniu. Partea dreaptă n-am mers niciodată. Hai să mă duc pe partea dreaptă. Ah, gata, știu unde ajung. Cred că mai bun era dacă mă duceam pe partea stângă.
Mai avut un admirator la bicicletă. Dar nu știu ce face nenea asta, stai. Bă, serios, dacă înțeleg. Și eu care mă gândeam că pașcane pe la jumate. Dar se pare că nu. Mi-am făcut un traseu în care fac mai mult încolo. A, este un castel pe aici. Așa, în partea stângă. Să văd dacă pot să mă duc până la el. E mai mult o sală de evenimente, dar pare ca un castel. Pot mă închide de pe aici. Bă, mai mult din drum se vede mai fain decât de aici. E așa cât de cât se vadă. Da, a fost la castel, fortăreață, ce-o fi. Da, se pare că până la urmă îl urc dealul ăsta și îl urc bine. Gata cu dealul și ajung în Gâștești. Ia să vedem, mai există asfalt. Aici nu știu ce s-a întâmplat. Poate am derapat. N-așa cum am unde să mă duc. Nu zic pe partea aia. Aoleu. De acum am ales trasee bune. Strada Ciocârliei. Unde-i Ciocârlia? Ia uite. Case. Pe aici. Bă, ce-i bun e că e liniște momentan. Dar mă îndoiesc că o să fie multe mașini pe partea asta. Și habar n-am pe unde trebuie să mai ajung. Ca după aia să ajung prin pădure. Și o să am iară câmp. Ce-i asta? O fi fost un magazin ceva? Aici la fel. A, oare se dau viteză, oare trece vreo mașină? Bă, da, ce-i pe aici? Aveam asfalt! Interesant, și aici la stânga. Bă, nici nu știu în ce sat ăsta. Dar e cam distrus pe partea asta, bă, că... Ia uite aici, ce casă, bă. Aici s-a făcut ceva, cred că pentru canalizare, ceva, și nu s-a mai asfaltat. Sunt numai linii de astea. Ia uite, mi-am făcut un traseu pe lângă o biserică. Bă, dar sigur este vreun drum pe aici. Mă trezesc că e închis. Dacă n-am mai fost de mult timp prin cimitere. Bă, oare aici n-am mai fost? Nu, seamănă cu o altă locație. Tot așa, era o poartă de genul ăsta, parcă. Numai că nu era asfaltat nimic. Da, nu, seamănă cu o altă locație. Sau? Nu, seamănă cu altă locație, era imposibil să fiu mers pe aici. E pentru prima oară când vin pe aici. Dar tot ceva genul arata. Nici nu mai știu prin ce comună era. Bă, cred că trebuie să-mi pun o cameră și la cap, bă, că sunt o grămadă de lucruri. Ia uite. Ce-i asta? O scenă. Și trebuie să o iau pe aici. S-a dus iar asfaltul. Ia uite, ajung o leacă, gata, ajung pe la linile de... Ia uite aici, stâlpul s-a dus. Gata, și ăsta cam nu prea mai are mult. Să duci și ăsta. Bă, și liniște și pe aici. Ia.
Da, cred că se duce acum liniștea. O, oh, ajung iar la asfalt. Bă, interesant, mai rar așa ceva. Da, nu-i rău nici așa. Ești pe partea ailaltă. To, ia, uite-a. Bă, da, ce fain să ved prin partea asta. Îmi place așa drumul ăla pe unde trebuie să merg eu acum. Am de urcat o leacă. Ia, prin col, iar irigații de astea. Destul fain. Ia, pe acolo am vinitoare. Nu cred, a? De fapt am văzut una de asta lungă. Cred că pe acolo am venit. Nici nu mai știu, dar pe acolo trebuie să fi venit. Da, uite, am văzut-o aia care e dreaptă. Și acum s-o iau pe Cilea, sper că nu a avut probleme sticla aia. Să sară pe la roți. Ia un câine deja, cred că vine spre mine. Ia ce viteză are la vale. Mă așteaptă că știe deja ce se întâmplă. Ua, dar ce vânt în față. Teren de fotbal, acum văd. N-are treabă cu mine, văd că... Uite, o fântână aici. Ia un steag care nu mai există. O, dar ce pod aici. Și acum de urcat. Uite-le, coțoco! Cred că e o bandona careva pe aici. M-a ajuns seara în Valea Seacă. Valea Seacă, aici o secată de asta. Ia casa albastră. Casa albastră, casa albastră. Bă, e liniște. Și pe aici. Nu știu ce traseu am făcut oricum. Băi, trebuie să fac o stângă, dar nu știu unde. Și am o vale așa faină. Și trebuie să fac stânga. Yeah! Am intrat o gâză în gură, băi. Ce șuieră de la ochelari. Băi, cred că numai eu fac gălăgie aici, că restul nu s-au de nica. Unde sunt copchii pe stradă să joace, bă? Unde e lumea? Bă, la stânga, nu știu care stânga. Sunt mai multe stângi. Nu asta. Asta la altă. Uite, e școala gimnazială Valea Seacă. Na, ce-o fi asta? O magazină. Ia uite, e distrusă deja, nu mi-ai părăsită. Și ce albastră și... Ăla ce groz. Da, porțile prea mari, nu se vede. Așa bine. Strada Mihai Eminescu, nu mai avut bani de asfalt. Așa că s-a terminat tot. Cred că de acum o să înceapă a urma partea cealaltă de traseu. Mai de urcat, poate de coborât și prin pădure. Ia uite, steagul României, o, și Grecia pe acolo. Mă, că al Greciei că am distrus un pic. Să-i dăm la pedale în continuare. Momentan avem de urcat. Ci trebuie să faci o stângă. Pare ajung prin pădurea aia. Pădurea aia era pe la Molit, parcă, nici nu mai știu exact. Da, așa îmi pare că. Ia uite aici. O casă de lut. N-am mai văzut o casă de lut. Faile. E mult timp. Ia uite. Ce fain să vede.
Avem aici așa un peisaj de sat. Cu în partea aia niște rapiță. Mă îndrept așa ușor, ușor spre pădure. Cât mai am, nu știu, nici mă mai e pe harta, nu mai contează. Da, e destul de fain. Da, pe câmp de acum e mai liniște. Era și prin sat liniște oricum, da? Merge. Parcă mai arată prin colp undeva, prin pădure, niște asfalt, s-a vedea. Mai cobor așa, mai fain. Ia uite ce fain aici. Ce erau ăștia? Parcă tei sau salcâm, nici nu mai știu exact florile astea. Ia uite, face ceva din ele. Ia uite aici, se vede și mai bine. Bă, da, ce vânt ai, vai leu. Se cunoaște că e pe un deal. Am un vânt așa în față, dar e bun că în partea aia nu prea este vânt, așa că e decent, se poate urca. Da, se urcă la mai greu că e drum de ăsta de țarnă. E drum cu pietre. Au tractorul ăla, are pe acolo ceva. Te uiți în casă la oameni de aici. Ia uite, niște cauciucuri și o sticlă acolo. O fi, avem benzină, să nu mă să le dai foc. Ia uite, steagul. La cui steagul ăsta? Și aici o mașină, mai rar așa ceva. Ia uite, altă mașină. Prea întâlnești așa ceva. Bă, și pădurea încă e în partea stângă. Habar n-am pe unde ajung eu la pădure. Dar mai am de mers. Oh, și ajung pe lângă pădure. Cu o vale pe aici. Îi dăm viteză. Wow! De acum intru în pădure. Sper să fie tot în regulă. Am apă pe aici. A fost bun. Încă mai este apă. Da, sper să nu dau de boltoace prin pădure. Gata, am ajuns în pădure. Cred că am ce urca de acum. Bă, foarte fain. Ia ce drum bun pe aici. E destul de lat. Ho, ho, ho. Ua, cât a prunt pe acolo. Aici cred că se pune apa destul de mult. Bă, ce poză, că e destul de fainuț. Liniște, nu se circulă. Drum lat. Mai ceva vale. Ia uite, aici avem o casă deja. Închis. Strada Cot. Gata, am ieșit din pădure. Unde am ajuns, nu știu. Dar s-o grămadă de pietroaie. Aileu. Destul de fainuț. Ia uite.
gata o parte de pădure, de acum parcă mai am încă o parte. Ia uite la asta. Gata, s-o lăsa mai răcoare de acum. Da, iar am prunt. Uileleu. Uite o casă galbenă. Asta cred că e părăsită. Și-am dat iară de asfalt, și-am dat iară de asfalt. Bă, sunt case faine pe aici. Numai în partea stângă. Oh, ce cam 5 km, asta fie doar 5 km, doar de vale. La 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 la, poate o lua în cap. Bă, dar sunt case faine. Așa mai, e vechi. Ia uite asta, asta e părăsit deja. Bă, dar e faină, ia uite, chiar e faină pe aici. Tabar n-am pe unii ăsta, asta e problema. Dar nici că stau și mă uit acum la valea asta. Vreau să mă bucur de vale. Ia uite asta. Ce faină. Ușa asta, asta e părăsită deja. Uite, mai este una. Asta albastră. Nu cred că se vede. Cred că intru iară în pădure. Cu o urcare deja. Satul ăla era Homiță. Și acum mai dau o leacă de vale după o bucată de urcat. Habar n-am câta vale. O, da, mai este, văd că o leacă mai se vede încolo. Mai aduc zgomote prin pădure, dar nu văd nica. Poate o fi o căprioară ceva. Cred că de asta nu prea vine nimeni. S-a terminat asfaltul. Ia uite, este o mașină. O, ce că este o mănăstire în stânga. Sfântul Gheorghe Broșteni. Și să mă mai uit că zero semnal pe aici. Așa că iau la vale. Ia să-i dăm o leacă de viteză. Mamă, dar ce faină e. Wow! Am intrat în alt sat. Da, nu știu ce sat e ăsta. O fi oare Broșteniu ăsta? Dacă toți creacă mănăstirea de la Broșteni. Ia uite, Elicie. Pentru prima oară când văd Broșteniu ăsta e echipat, sau? O fi Broșteniu are? Satul ăsta e echipat, nu glumă, panouri solare și elicii. Numai pentru becuri și becuri cu LED, vă că... Ia uite, aia stă pe loc, aia deci... E blocată, uite, nu se învârte deloc. Băi, mă uit la... O, ce casă galbenă! Era faină aia. Ia uite, casă cu lemn. Ia uite. Ia-ți de nax sau ceva? S-au deșa un pic de zgomot. Faci ca și cum ar bate vântul. Dreapta, Heci. Și stânga, Dumbrăvița. Are ajung în Dumbrăvița? Habar n-am. 34 de kilometri. Aici biserică verde. Cred că e Tătăruș, a? Tătăruș, da. Satul Tătăruș. Mă miroase ceva fain, dar nu știu. La Tătăruș. O e cu ș sau cu s? Cred că e cu s. Tătăruș. Mă sunt ca la hârtop. Mult de urcat.
Ăla chiar e mult de urcat. Urc de ceva timp. Fai dacă te-am urcat. Iorcani! Aia este un nene acum cu bicicleta acolo. Cred că se bucură de valea asta. Ia uite, fălticeni înainte. Ia uite, actavaș pe aici. Și s-o duși asfaltul. Bă, liniște a fost până acum, oricum. Ia, județul Suceava, comuna Forăște. Ce fain se vede încolo. Ia, ce fain se vede, pete de soare. Și pe acolo șatru să iau eu. Au uite iepurile ce sare, dar nu e iepurile astea. Uite, are o căprioară. Păi vin cu ace. Uite cum o ascultată, iau ce sare, ui. E ce aproape. N-am mai prins așa de aproape. E singură. Ia uite, au. Uai, serios că e destul de aproape de mine. Ce viteză are. Coco. Da, foarte frumos. Ia uite! Și copac aici a murit ăla, cred că a fost ars. Cam așa părea. Și am ajuns într-un alt sat. Ce sat? Habar n-am. Țolești! Ia uite, am ajuns la Țolești. Bă, după atât a urcat, măcar am și o leacă de vale. Și iar o să urc, vă că... Da, și gata, s-a terminat și Țoleștiul. Uite, bă, și avem și asfaltă de acum. Primăria Forăști. Oare am ajuns în Forăști? De aici. Parcă nu mai am chef să pedalez, asta e toată problema. Și mai am 43 de kilometri, punct 3. Uite câte atractoare și combine. Sunt în comuna Uidești. Uidești. Bă, și aici mi-arată că nu înțeleg ce mi-arată aici. Uite, acta dulă abia așteaptă să mă atace. Noroc că e legat. Uite-l, aia. Ua, 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 ua. Ua! Fugi, bă, de aici! Era o casă acolo, n-am mai apucat să o văd. Oho, de acum s-a dus asfaltul. Avem teren de asta. Bă, tot drumul. Nica, tot fain. Acum s-o găsit. Acum, doar nu pot să scap eu. Nu mă atace vreun câine. Mesteceni, tot înainte. Eu uite, în stânga era asfaltă. Interesant. Și am ajuns în alt sat. Mă întâmpină cu pietre mari și cu oricare iară. Aileu. Oricum am avut destul de fain azi. Coborâre bună. Și ceva urcări, da, a fost destul de fain. Mai este așa o leacă de răcoare, nu-i chiar doar căldură prin partea asta, așa că mai e bun că
Îmi dai leac mai ușor la pedale. Te mai răcorești. Ia uite aici, 3 biciclete. 4. Să-i dăm o leacă la vale. Am spărea că o să am de urcat o grămadă și destul de abrupt. Dar au fost destul de decent. Plus coborâri faine. Ești ceva o livadă, nu știu. Ia uite, comuna Preutești. Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare. Ia să vedem. Mai era, am văzut un fel de biserică pe acolo, nu știu dacă era mănăstire, era în partea dreaptă cum coboream, nu, în partea stângă cum coboream. Da, nu mă mai duc până acolo. Nu vreau să mă mai abat de la traseu, poate ajung și eu pe la 5 acasă. Oricum, tare mult nu prea am, dar cine știe, mă mai opresc o leacă, nu? Oi, leu, ce vale, bă! Ai, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Vale cu mini tramboline. Hai că nu-i rău. Încă mă mai bucur de vale. Oare am mai fost pe aici? Nu am mai fost. Seamănă cu alt traseu. Ah, ce piatră sărit. Ia ce viteză prind acum. Ce fain se vede aici. Îmi spărea calul. Bă, la ce fain e pe aici. Uite aici. Leucușești. Și aici la dreapta s-a dus cimentul. Am dat de pietre. O, ce sare spatele. Ia uite la aia după mine. M-am băgat prin străduțele astea. O, dar ce fain e pe aici. Că-s nori așa mai interesante. Priveliște. Numai eu am făcut gălăgie. Și aici chiar am făcut. M-am spăreat o leacă. Faceam un tampon cu nene. Înapoi la ciment. Și aici. Da, acolo era mănăstirea aia. N-o mă mai duc. Și aici, uite, vreau să zic că... A, nu, e tot ciment. M-am gândit că e asfalt. Ia uite, ce industrie acolo. Tiruri, tractoare. Ce câmpie pe acolo. Destul de fain. Și avem aici și o vale. Bă, nu prea mai vor picioarele să pedaleze. Asta e problema cea mai mare. Fundul nu mă mai doare cu scaunul ăsta nou. Doar așa de pe acum, un pic îl simt. Da, merge. Încă mai pot duce. De acum picioarele, au zis că bă, m-am cam plictisit. Hai că mult nu mai am. Mai nu știu dacă vreau să fac un traseu 200 de kilometri, ce-i face? N-am așa mare antrenament de 200 de kilometri. Bă, dar ce pot să zic, tot traseul ăsta a fost destul de mult asfalt. Eu acum aș beton. N-am avut și ceva coborâri faine. Chiar a fost fain traseul ăsta. E cam pe gata de acum, nu știu cam în cât timp ajung în Fălticeni. Și iară prin Petia, parcă Țarna Mare. Am ce urca o parte pe acolo. Ia oare să o iau prin altă parte? Nu cred.
Oricum aș face, tot trebuie să urc. Uite aici. Nu, da, pe partea asta ajung la hârtop. Sper că n-am pus hârtopul ca să-l fac dealul ăla. Iar cabane pe aici, ce-o fi astea? Din lemn. Tot pustiu a rămas. Lebăda. Și hârtop. N-am pus urdealul, e bun. Nici nu-l urcam. Iar pe cilea. Bă, știi, cred că era mai aproape. Dar aveam ce urca hârtopul. De când s-a pus asfalt, nu l-am mai urcat niciodată. Da, să cam terminați acest clip. De acum pe aici am fost, tot am fost. Nu-i mai nică diferit. Da, sper că v-a plăcut. A fost fain traseu. Chiar e dimers. Da, am de urcat de acum, iar un pic. Mai am ceva vale. Mai am ce pedala până acasă. Am și de urcat dealul de la Petia. Ăsta e finalul. Ia, dacă vreți o roabă, vă dau o roabă aici. Bun, pe data viitoare. De acum. Cât mai am de pedalat. Whoa!